Cei care s-au născut în zodia Scorpionului vor avea în ziua de 17 aprilie prilejul să se documenteze, să se lămurească sau să primească o informație utilă în ansamblu preocupărilor sale de ordin material, financiar, patrimonial. Nu este un capăt de țară, nu este un moment esențial, este o secvență din niște preocupări cotidiene. Între 18 și 20 aprilie dimineața, mecanisme care țin de conștiință, crezi și atașamente. Aici avem de-a face cu o dinamică specială, intră în joc sufletul, intră inima și mai puțin luciditatea și rațiunea. Este vorba de atașamentele făcute pe baza unor reacții sentimentale, pe baza unei atracții și corespondențe spirituale. Este vorba de legăturile scorpionilor cu niște persoane care îi pot educa, înălța, forma, le pot deschide orizonturi de trăire și cunoaștere, sau este vorba de propriile lor preocupări legate de purificarea sufletului, de o viziune filozofică, de o credință religioasă, de un mod de viață coordonat de aceste principii majore, superioare. Vă veți întreba ce înseamnă în aceste două zile și jumătate aceste premize importante. Înseamnă, în primul rând, nevoia de raportare la aceste criterii ca să vadă pe unde șed ei acum, ca mod de viață, ca decizii, ca provocări. Vor să se lămurească în ce măsură ei procedează corect sau nu, în ce măsură greșesc sau exagerează și cam cum ar trebui să se poarte în fața unor momente care îi destabilizează și le elimină, le îndepărtează toate aceste elemente care reprezentau baza fundamentului lor, uman, social, profesional și spiritual. Vor să le recupereze, vor să le dezvolte, vor să le consolideze, să știe foarte clar pe ce se bazează. E un moment de analiză, dar și un moment de decizie, dar cred că cel mai important este momentul unei așa numite întoarceri în genunchi față de niște secvențe de viață pe care nu le-au mai trăit de mult, pe care le-au ignorat, le-au abandonat, au și un sentiment de vinovăție, n-au mai spus de mult o rugăciune, n-au fost de mult la biserică, nu au mai făcut o meditație, nu au mai făcut niște exerciții spirituale, n-au mai citit o carte pe temele care le erau dragi lor, sau abandonat în brațele cotidianului și provocărilor modeste, minore, lipsite de satisfacție și înălțare sufletească. Între 20 aprilie dimineața și după amiaza zilei de 22 aprilie, pentru unii poate fi vorba de putere, afirmare, chiar spectaculoasă a voinței și dorinței de putere, sau dacă nu este vorba de puterea pe care doresc să o obțină, atunci este vorba de forța pe care o emană, sugerează că pot să fie lideri, se poartă ca niște lideri, sunt percepuți ca niște lideri, sunt în situația în care pot să ia niște decizii pentru viața și cariera lor, în deplină cunoștință de cauză, dar fără concesii de-a dreptul radicale. Foarte specială pentru aceste persoane începe să fie de acum încolo casa relațiilor parteneriale, mai ales în ipostaza colaboratorilor, asociațiilor și partenerilor de proiect, de afaceri, de demers public. Pentru că începând cu 19 aprilie, în această casa a șaptea, își vor începe tranzitul planeta Mercur, care va sta aici până pe 4 mai, și Soarele, care va sta o lună de zile. În felul acesta, pentru următoarele două săptămâni, vom avea de-a face cu 4 planete în casa a șaptea parteneriatului, care vor tranzita zodia Taurului. Lor li se va adăuga și luna neagră, care va introduce niște elemente de tulburare, de confuzie, de complicare, de stres. Contextul nu-i fundamental rău, dar e destul de dificil, e destul de dinamic și este născător de revolte și reacții destul de greu de acceptat de către nativ, și anume ostilitate, revoltă, lipsă de solidaritate, nevoia sau dorința celorlalți, a presupușilor parteneri, de a-l contesta la tot pasul pe câte un scorpion. Indiferent ce spune acesta, chiar dacă e miezul zilei și pe cer e soare, aceia se vor simți obligați să-l conteste în acest mare adevăr rostit de ei și să spună: mie nu mi se pare că e soare, ba chiar cred că se înserează. Adică se poate atinge absurdul în dorința de a contracara câte un personaj născut în scorpion care încearcă să se impună și să-și croiască drum. Din aceeași perspectivă, pentru următoarele săptămâni, aceeași casa a șaptea începe să devină complicată, pentru că ridică și probleme de viață în doi, problemele conjugale, ridică și probleme contractuale. Unele însă pot fi rezolvate, altele în mod spectaculos, în jurul datei de 23, 24, 25 aprilie, se pot rezolva printr-o intervenție sau prin
analiza unui aspect legat de această situație, care brusc li se pare foarte convenabil. N-au ținut cont de acel detaliu și acesta devine foarte important. Își dau seama că există acolo o logică, un temei, că nu e bine să risipească, să ignore vocația momentului și atunci acceptă niște condiții pe care până acum nu le-au acceptat sau care nu li s-au părut foarte interesante în această ofertă socioprofesională. Începând cu 23 aprilie, planeta Marte se va plasa în transit prin casa a noua, cea legată de conștiință, crez, nivel de educație și evoluție, va fi un sprijin bun pentru toți cei care doresc să progreseze și să învețe, ori să facă un salt în carieră prin pregătire profesională, nu prin șansă, noroc și tot felul de artificii. Este vorba de obținerea unui statut, a unei valori personale, a unui nivel de înțelegere și cunoaștere performant, pe baza studiului. Pentru asta, sigur că este nevoie să și urmeze niște forme de învățământ, ori să le și ducă la bun sfârșit, iar într-o a treia etapă să intre și în posesia unui certificat, a unui atestat, a unei diplome care să justifice și să-l crediteze că a făcut acel efort și că a atins acel nivel de pregătire cerut la un moment dat într-un domeniu. Dacă va fi vorba de prezentare la un concurs, de o preselecție, de o desemnare, de o numire, de o cooptare într-un colectiv, îi avantajează pe cei destul de tineri, între 25 și 33 de ani, uneori mai poate fi împinsă această secvență de vârstă până spre 40 de ani, după care acest context astrologic începe să nu mai fie puternic și relevant. Pentru cei maturi, de exemplu, sau spre vârsta pensionării, aproape că este insignifiant. Dar poate să fie, pentru vârsta a doua, a treia, tot mai important, pe măsură ce locul, rolul lor în societate, pregătirea profesională și evoluția trec pe planul 2, pentru că s-a atins un nivel și încep să devină mult mai motivante, ba chiar obsesive, preocupările legate de suflet, spirit, cuget, conștiință, crez, convingere, idei filozofice, exprimare a personalității pe baza acestor formulări pe care niște domenii de cunoaștere le oferă omului. Este nevoia de a apela la un psiholog, de a apela la niște maestri spirituali și atunci este vorba de un alt tip de evoluție, altul decât cel profesional specific și caracteristic adolescenței sau tinereții primare. Aici este vorba de împlinire personală, de completare, poate că intervine și maturitatea, experiența de viață, care îl împing pe câte un nativ să abordeze acest fel de studiu în beneficiu strict personal, nu unul al persoanelor publice și sociale ori mediatizate.